John Ramirez, grew up in John Ramirez a crescut în New York, unde rudele lui au practicat santeria. Tatăl meu provenea dintr-o familie de vrăjitori. Tatăl meu a fost foarte devotat acestei religii santeria, foarte adâncit în spiritism. John tângea după o relație cu tatăl său, dar el era abuziv. Nu avea dragoste, milă, vedeam cum o bătea pe mama prin casă. Majoritatea timpului venea biat, cerând lucruri, poruncind lucruri. Dacă lucrurile nu mergeau într-un anumit fel, spunea întotdeauna cuvinte urâte, prostule, idiotule, nu ești bun de nimic și tot felul. Și stam la ușă să văd ce face el, pentru că căutam să văd dacă are timp pentru mine. Doar ca să fac ceva împreună cu tatăl meu, dar el era conectat cu demonii, cu spiritismul. Mama lui John a fost și ea influențată de santeria la sugestia unei mătuși, l-a dus pe John la o ședință de citire în cărți de tarot. Răjitoarea a spus mamei că are timp 30 de zile să facă un anume ritual. Dacă nu, atunci voi orbi. Mama mea, ca o mamă bună, nu a vrut să se întâmple lucrul acesta fiului ei. Așa că am fost legat la ochi, mi-au făcut o baie cu ierburi și au început incantațiile chemând demonii din santeria. Din acel moment, viața lui John s-a schimbat. Toată personalitatea mea, tot ce eram eu ca tânăr, s-a schimbat. Am simțit ca și cum ar fi luat cineva o pătură neagră și ar fi pus-o peste mine, spiritual. Nu mai ascultam acum numai de mama și tata, ci și de demoni. John s-a implicat tot mai adânc în santeria. Am fost învățat și antrenat de către duhovnici de rang înalt în spiritism. Mă furișam la înmormântări, pretinzând că cunosc persoana ce a murit, pentru că vroiam să-i cumpăr sufletul ca să-i iau și să-l pun pe altcineva ca să moară în același fel. Când drogații erau omorâți pe străzi, fugeam acolo să iau sânge pentru că foloseam sânge uman în vrăjitorie. Pentru prima dată în viața lui, John s-a simțit puternic și respectat. Oamenii știau acum că sunt o forță de luat în seamă. Îmi plăcea puterea aceea. Ca și copil, am fost disprețuit, dar acum aveam autoritatea și puterea să fac tot ce vreau. Când John avea 13 ani, tatălui a fost omorât într-o bătaie dintr-un bar. John a mulțumit diavolului că a alinat suferințele mamei. Înainte mă trezeam la 5 dimineața cerându-i lui Dumnezeu să o ajute pe mamă, dar nu a apărut nimeni. Dar diavolul a apărut și l-a omorât pe tata. Și a spus, că nimeni nu te iubește, eu te iubesc. Tatăl tău nu-ți poate purta de grijă, dar eu am să-ți port de grijă. Diavolul mi-a spus, slujește-mi și îți voi da tot ce vrei, doar cerem. John spune că satan a devenit tatăl pe care nu l-a avut niciodată. John îi era foarte devotat. Îmi aprindeam lumânările, stropeam cu rom, fumam pentru că fumul însemna putere. Dacă nu aveam bani pentru un cocoș, măteam și foloseam propriul sânge, și atmosfera din cameră se schimba. Știai că ceva este acolo. Și când diavolul era acolo, trebuia să te îmbraci ca un membru al familiei și îi spuneam, Tată, sunt aici. Ce vrei să-mi spui? Ce vrei să fac? Cu timpul, John a practicat magia neagră și în afara apartamentului lui. Se ruga în mod deosebit împotriva creștinilor. Mergeam în cluburi să îi caut pe creștini. Știam că în club ești pe terenul diavolului și că dacă ai băut o bere, tot ce trebuia să spun era, auzi, am să spun ceva. Și atunci îmi deschidea ușa prin cuvintele, ce vrei să-mi spui? Astfel mi se deschidea o poartă. În cele din urmă, John a devenit mare preot în religia Palo Mayobe, o formă de spiritism african. Pe măsură ce devenea tot mai puternic, John a luat luptele tot mai în serios. Diavolul mi-a spus că trebuie să merg în cartier și să arunc vrăj pentru a slăbi puterea naturală. Ori de câte ori omoram o vrabie, omoram ceva natural. Deci îmi lăsam trupul acasă și obișnuiam să ies din trup și să merg prin diferite cartiere, diferite regiuni, state, țări și spuneam blesteme peste cartiere, lucruri care vroiam să se întâmple în cartier. Uneori mergeam în împrejurim și vedeam grupuri de oameni la colțuri rugându-se, ținându-se de mână cu capul în jos. Și în acel cartier nu puteam să fac nimic. Acel cartier era sfințit, binecuvântat până rugăciune. Și nu mă puteam atinge de el dar în celelalte cartiere îmi făceam de cap. În acea perioadă, John a întâlnit o fată de care i-a plăcut. Mi-am zis, îmi place de ea, arată bine și m-a invitat la biserică. L-a invitat pe John și să-i cunoască părinții și ei i-au vorbit despre Isus. Aveau Biblia deschisă și spuneau, vreau să-ți vorbim despre Isus. Și eu mă gândeam, părinții ei sunt nebuni, lasă-mă să-mi diger mâncarea și apoi spunem despre acest Isus. Și după ce plecam de la ea, mergeam la închinarea mea, omoram toată noaptea animale și apoi mă întorceam să o văd pe ea, dar ea nu știa ce făceam eu. John îi considera pe creștini amuzanți și inofensivi. Noi aveam un sistem diferit decât aveau ei. Ei știau numai aleluia, te iubim. Am continuat să merg la biserică pentru a-i face ei pe plac, dar nu l-am părăsit pe cel căruia eram devotat. Într-o duminică dimineața, pastorul a făcut o chemare. John s-a dus în față, dar nu a fost pregătit pentru ce urma să se întâmple. Mi-am zis, diavolul nu mă poate atinge aici, sunt în fața pastorului, sunt protejat. Dintr-o dată, ca o persoană posedată de diavol, l-am prins de gât pe pastor și l-am ridicat în sus și i-am spus, am venit după tine. Și au venit niște oameni care încercau să mă oprească, dar eu îi trânteam pe jos ca pe niște păpuși. Iar apoi, vreo 200 de oameni s-au ridicat cu mâinile ridicate. A fost o luptă spirituală pentru persoana care vrea să-i omoare. Am văzut puterea bisericii acolo un bărbat în șoptea la ureche, spune Iisus este Domnul, spune, spune. Nu-mi puteam deschide gura, dar apoi, deodată am spus, Iisus este Domnul și diavolul a plecat. Lui John i-a fost rușine de acel eveniment și nu știa ce să facă mai departe. Câteva zile mai târziu, s-a apropiat de el un prezbiter al bisericii și mi-a spus, Iisus vrea să ai acest lucru și mi-a dat tricoul lui. A zis, Ești un luptător al lui Hristos. Ca să vină cineva la mine, să-mi dea un cadou și să-mi spună că Isus mă iubește, pentru mine lucrul acesta a fost uimitor. Nu-mi venea să cred că Isus mă iubește. Dar eu eram angajatul lumii întunericului, demonilor și diavolului. Eram între două lumi. Într-o noapte, John a hotărât să pună capăt luptei dintre cele două lumi, în singurul mod ce-l știa. Mi-am spus, Isus nu mă poate avea, diavolul să nu mă aibă, mai bine mă sinucid. În ignoranța și rușinea mea, în mintea mea eram uscat spiritual. Foarte uscat. John nu știa cum să se roage, dar a început să vorbească cu Dumnezeu. Nu știu cum să-ți spun, Iisus, sau cum, nu-mi place de tine, nu mi-a plăcut niciodată de tine și nici n-am avut niciodată de a face cu tine. Te urăsc, nici nu vreau să am parte cu tine, n-am vrut niciodată să fiu creștin, te disprețuiesc. Dacă așa te fac să te depărtezi de mine, vreau să mă închid diavolului până când voi muri. Dar, dacă tu ești mai mare decât diavolul pe care îl slujesc, atunci arată-mi lucrul acesta noaptea asta, dacă nu, lasă-mă în pace. John a adormit și a visat că era într-un metro plin cu oameni. Și știam că merg într-un loc care nu era bun. Și pe măsură ce metroul mergea mai repede decât lumina, acolo era o doamnă care era îmbrăcată foarte elegant și a început să-mi vorbească în limbi demonice pe care eu le înțelegeam. Trădătorule, ne părăsești! Am încercat să merg la mijlocul trenului între oameni ca să nu mă poată ajunge. Și deodată s-a deschis ușa și am ajuns în iad. John a ieșit din metrou și a intrat în întuneric. Pe măsură ce înaintam în tunelul iadului, era o fierbințeală pe care nu o simți pe pământ. Ea te cuprindea și o frică teribilă te prindea. Nu mai era nicio speranță. Când am ajuns într-o parte a tunelului, a ieșit diavolul mai mare și mai puternic. Nu l-am mai văzut niciodată așa. Și mi-a spus, am fost cu tine de când aveai 9 ani. Ți-am fost ca un tată. Ți-am dat totul. Și a spus, am să te țin aici. Dacă te țin aici, nu te vei mai trezi niciodată pe pământ. Și mi-a mai spus, tu îmi aparții mie și nu mă vei părăsi. Știi prea multe secrete despre mine. Și vrea să mă prindă și să mă sufoce. Și deodată mi-a apărut în mână o cruce. Nu am înțeles cum mi-a apărut acea cruce în mână. Dar am pus-o pe diavol și a căzut ca și când nu era nimic. A căzut ca un copilaș. Nu avea nicio putere a căzut la piciorul cruci. Când John s-a trezit, a fost un om schimbat. Și știam că Isus este Domnul. Am îngenunchiat la cruce. Și Isus a venit în viața mea. Am luat o hârtie albă și am scris un slujitor al lui Isus Hristos. Te voi sluji toată viața mea. John și-a aruncat toate uneltele de vrăjitorie, dar bătălia nu se încheiase în următoarea lună, a fost atacat spiritual în fiecare noapte. Noaptea simțeam o prezență în cameră și când mă întorceam, uneori vedeam ce era acolo. Uneori închideam ochii să adorm cu fața în sus și simțeam mâinile cuiva care mă strângea de gât sau mă ridica din pat și încerca să-mi rupă trupul, să-mi smulgă sufletul din trup. Uneori mă prindea de picioare pe patul care se mișca puternic și ridica patul așa de sus, încât atingeam uneori tavanul. Și atunci nu puteam să respir, să strig, să vorbesc. Simțeam că mă sufoc, că îmi ia viața din mine. Și atunci încercam să-L chem pe Iisus, dar nu puteam să rostesc nimic. Și într-un final am strigat, Iisus, ajută-mă, salvează-mă. Și atunci diavolul a plecat. John nu înțelegea de ce Dumnezeu îngăduia acele lupte noaptea. Și l-am întrebat pe domnul, de ce îngădui să mi se întâmple asta? De ce acest schimb? De ce îngădui să se abuzeze de mine în acest fel? Eu mi-am predat viața ție. Ți-am spus că îți voi sluji. Și El mi-a spus: Am vrut să văd cât de mult mă iubești, cât de mult te încrezi în mine. Și nici un demon nu a mai venit în casa mea vreodată. John a spus că nu ar schimba nimic pentru ceea ce a găsit în Hristos. 25 de ani din viața mea am putut să fac la oricine ce am vrut în orice fel. Consider că aceasta a fost o prostie. L-am câștigat pe Hristos. El e al meu. E aerul pe care îl respir. Odată mi-a vorbit și încă îi mai aud vocea în urechea mea. Astăzi, John predică Evanghelia oricui poate. A fost biruitor în Hristos. Astăzi am pace, nu mai sunt gol, am împlinire, am un scop, am un destin și toate acestea, pentru că am spus da la cruce. Sunt evanghelist acum pentru împărăția luminii. Nu mai sunt evanghelist al lumii întunericului. Ori de câte ori Domnul îmi dă ocazia, dau pe față, expun lumea întunericului. Pentru că nu trebuie să mori în păcatele tale. Nu trebuie să vergi sânge ca în religia Pala Maiombe, Iisus a vărsat sângele Său pentru tine. Acesta este sângele care are valoare, Cel de la cruce. Uite ce au ei, Fecioara Maria și un presupus Dumnezeu. Dar aceștia sunt doar idoli. Și acesta ar trebui să fie Mihail, Îngerul Păzitor. Dar ce este acesta? Nu este Mihail, știți asta. Și aici este santeria, toată vrăjitoria. Acest lucru l-am avut și eu, Caldero, Vă amintiți de cortul întâlnirii unde oamenii trebuia să-L întâlnească pe Dumnezeu, pe Isus? Ei, acesta este cortul diavolului. Am crescut într-un cartier în care am experimentat omorurile și primul s-a întâmplat la o mică distanță de mine. Vroiam să merg să iau o sticlă de lapte și doar la 3 metri de mine a fost împușcat un tânăr de șapte ori. Am văzut omoruri după omoruri. Pentru a supraviețui pe străzile New Yorkului, trebuia să fii un criminal, să mori, să fii deștept. Familia tatălui au fost toți vrăjitori. Noi trăiam din vrăjitorie. Aveam un contract direct cu diavolul. Când aveam 8-9 ani, vedeam cum tata merge într-o cameră și se închina diavolului. Și vedeam prezența diavolului în cameră. Și tatăl meu îi se închina și vorbea în alte limbi, în limbi demonice. Și se închina și îi punea flori și lumânări și apă. De la 7 seara până la 5 dimineața. Eu mergeam la biserica satanistă. Am fost crescut într-o biserică de vrăjitori. Am fost învățat să fiu vrăjitor. Am fost învățat de către vrăjitoare în această religie. Ele aveau 30, 40, 50 de ani și ele mă învățau cum să vorbesc domniilor, spiritelor sau chiar diavolului. Nu puteam să-i vorbesc diavolului de la început, ci trebuia să-mi câștig dreptul de a-i vorbi. Odată eram în curtea școlii, mă jucam cu niște prieteni și a venit un pastor împreună cu niște cântăreți și au început să cânte niște cântări. Și oamenii au început să se adune în curtea școlii. Era o atmosferă uimitoare, o bucurie acolo în curtea școlii. Eu proveneam dintr-o familie dezbinată și pastorul care era pe scenă vorbea despre niște întâmplări din Biblie și că Dumnezeu iubește pe toată lumea și pentru prima dată am fost captivat și mă gândeam că poate Dumnezeu mă iubește, poate Dumnezeu mă vrea. Poate vrea familia mea, să-mi atingă familia mea și să o schimbe. Și m-am gândit că vreau și eu să primesc aceasta. Și pentru prima dată am simțit o dragoste de nedescris. Acest pastor s-a coborât de pe scenă și a început să se roage pentru oameni și să-i atingă. Și mi-am zis, acum e rândul meu. Acum Isus mă va accepta. Isus îmi va arăta ce înseamnă dragoste dar pastorul a trecut pe lângă mine. Nu și-a pus mâna peste mine, a mers printre rânduri și când a ajuns în dreptul meu a trecut pe lângă și a pus mâna pe persoana de lângă mine. Și mi-am zis, nici Isus nu mă iubește. Tata nu mă iubește, Isus nu mă iubește. Veneam dintr-o familie nefericită, se pare că lui Isus îi place că mama e bătută, că eu și frații mei mergem la culcare flămânzi, că nu avem căldură în apartament, că aveam comportament neadecvat la școală, mi-am zis, acest Isus este exact ca tata. Nu e nicio diferență. E ca tata. Așa că m-am dus acasă frânt și supărat. O săptămână mai târziu mă jucam în curtea școlii cu prieteni și am auzit că ceva a căzut jos. Era un lănțișor Vudu. Aveam multe culori. L-am luat și l-am pus la gât și acesta a fost primul contact cu diavolul. Am mers la o cititoare în cărți de tarot. Atunci aveam 10 ani. Și vrăjitoarea se uita într-una la mine. Mă fixa cu ochii și zicea, îl vrem pe acest băiat. Îl vrem pentru santeria. Pentru spiritism. Adică pentru demoni. Ei numesc Santeria închinarea la sfinți, dar nu este așa, ci este o închinare la demon. Și zicea, îl vrem și dacă nu ni l dai, își va pierde vederea în 30 de zile. Deci mama era așa de speriată și și-a vândut mobila, patul, mobila din dormitor, pentru a obține 250 de dolari pentru a mi se face acel ritual pentru că acea femeie a pus așa de multă frică mama și mama a dormit pe podea pentru că nu mai avea pat, pentru că nu vrea să-mi pierd vedere. Deci m-au inițiat în lumea întunericului la vârsta de 10 ani. Și la vârsta de 10 ani am avut prima întâlnire cu diavolul care a apărut și mi-a primit jerfa mea de a mă preda lui. Și mi-au pus cinci coliere în jurul gâtului cu care lucra diavolul, ale celor mai răi cinci demoni domnitori care sunt sub satan. Deci mi-au pus în jurul gâtului meu și mi-au spus, aceștia sunt îndrumătorii tăi spirituali. Ei vor fi îngerii tăi păzitori și ei îți vor conduce viața de acum înainte. Și toată copilăria mea a fost furată. Copilăria mea a însemnat închinarea înaintea diavolului și mersul la biserica satanistă. Mergeam la biserica diavolului de la șapte seara la cinci dimineața. Acolo eram antrenat și învățat de vrăjitori. Mă învățau culorile domnitorilor care stăpânea peste regiuni, cum se numea domnitorul cu tare, ce regiune stăpânea, cum să-ți canalizezi puterile. La vârsta de 13 ani ieșeam din trup, îmi lăsam trupul acasă și mergeam în regiuni diferite peste care rosteam blesteme. Blestemam cartiere, puneam peste ele duhuri de prostituție, de droguri, duhuri de homosexuali, duhuri demonice în alte locuri, duhuri de crimă, de sinucidere. Știam cum să canalizez aceste duhuri pe cartieri. La 15-16 ani mergeam la spitale și aduceam moartea la terapie intensivă ca să omor persoanele de acolo pentru că vroiam să fiu promovat înaintea diavolului pentru a mă ridica în grad și să fiu cel mai mare închinător al diavolului din New York. Și diavolul a devenit tatăl meu a luat locul tatălui meu, pentru că eu m-am rugat lui ca să-l omoare pe tată. Și la vârsta de 33 de ani, tata a fost împușcat în față într-un club de noapte de o femeie atunci când a vrut să meargă acasă. Și diavolul l-a dat la o parte ca să fiu pus eu în loc. Și astfel diavolul a devenit tatăl meu. Aici este clubul unde a murit tatăl meu la 33 de ani. Și când am avut 11 ani, aici în colț era un magazin și un tânăr a fost omorât chiar aici pe stradă, atunci când eu vroiam să merg să iau lapte. Și mi s-a ridicat rangul ca închinător al diavolului, peste domnii locale a demonilor. Am ajuns la punctul în care stăm cu diavolul așa cum stau cu tine acum. Și diavolul se prezenta într-o formă umană, venea în cameră și vorbeam cu el toată noaptea. Și el îmi dădea sarcini și misiuni. Mergeam la cluburi de noapte să caut oameni pentru a-i recruta de partea întunericului. Le ghiceam oamenilor viitorul, le spuneam despre viețile lor, le spuneam lucruri ce le-au făcut, lucruri care li se vor întâmpla. Ei nu știau cine sunt eu, dar eu aveam puteri demonice. Eram dornic după sânge. Omoram animale ca să le beau sângele în fiecare săptămână. Dacă nu aveam timp să cumpăr un animal, mă tăiam și îmi beam sângele. Cercul de oameni din care făceam parte era din lumea demonică. Doctori, avocați, primari, judecători, ofițeri de poliție. Toți aceștia erau implicați în vrăjitorie, chiar și cântăreți binecunoscuți. Eu porunceam domniilor demonice dintr-o regiune să atace biserica, să oprească creșterea bisericii, să împiedice ca oamenii să fie mântuiți. M-am căsătorit de Halloween. Am avut o nuntă demonică de Halloween. Toți demonii și domnitorii diferitelor regiuni din întreaga lume au venit la nunta mea. Niciun om nu a venit la nuntă, căci le era frică. Am trimis invitații, dar nu a venit nimeni. Deci nu am primit cadouri de nuntă. Dar au venit demonii la nunta mea. Soția mea era vrăjitoare. Eu eram vrăjitor și apoi s-a născut fata mea pe care am învățat-o să fie vrăjitoare. Îmi amintesc de momentul când trebuia să jerfesc un om. Diavolul stătea pe scaunul din dreapta al mașinii și când am parcat a spus, mă iubești? Și am zis, bineînțeles că te iubesc, tati. Și mi-a zis, este un bărbat pe acoperiș. El va încerca să-ți facă rău și să-ți ia banii. Dacă mă iubești, o moară. Și când m-am dus pe acoperiș, eu locuiam la etajul 12, și când am ajuns pe acoperiș, era un bărbat care se ascundea sub scară. Acesta avea peste 100 de kilograme. Eu eram posedat de demoni. Am simțit cum au intrat în mine și eu nu mai eram eu. Dar când am vrut să-l prind pe acel om, să-l duc în apartament, l-am scăpat din mâini și a dispărut. A coborât repede scările ca un atlet și a dispărut. Și n-am putut să-l mai prind, să-l omor. Și am fost foarte dezamăgit. Oamenii au desenat un grafiti aici, dar acesta e un demon. Acest demon domnește peste Haiti, peste domniile din Haiti. Cel de dincolo este peste domniile peste Islam. Uite aici, ca să înșele pe oameni. Adevărul. Interesant. Dacă spuneam că mori în 30 de zile, trebuia să te pregătești, căci în 30 de zile erai mort. Nu mă interesa cine erai, pe cine cunoști, cum te cheamă, nu mă interesa că erai catolic sau te numeai creștin. Dacă spuneai că ești credincios, vroiam să te omor. Dar nu puteam face aceasta dacă aveai o relație adevărată cu Isus Hristos. O doamnă care locuia sub noi a venit la mine și mi-a spus odată, cred că soțul meu mă înșală și aș vrea să omori pe acea femeie, să-i faci vrăj și să o omori cât mă costă? Și am spus, vino mai târziu, am să vorbesc cu diavolul, tatăl meu, și îți voi spune, vino câteva zile. Și diavolul mi-a spus ce să cumpăr. O pungă de cafea, 21 de lumânări negre, să ia o poză a femeii și să o pun într-o cutie ca să fac vrăjitoria pentru a omorâ în 21 de zile. După 21 de zile va fi în mormântare. Și când a venit femeia, i-am spus că o costă 10.000 de dolari. Și apoi i-am spus, știi ce, te cunosc, ai fost bună cu mine, m-ai invitat la petreceri, dă-mi numai îți fac reducere 30%. Și când femeia a vrut să plece din casa mea, a spus, apropo, femeia aceea e creștină. Atunci am zis, ok, atunci o omor pe gratis. Nu mai am nevoie de bani. Am să o omor gratuit. Am să le dau o lecție acestor creștini ca să o țină minte. Nu am nevoie de banii tăi. O fac gratis. Și am început să fac vudu și vrăjitorii și au trecut 21 de zile și femeia nu a murit. A trecut o lună și femeia nu a murit. Și eu mă întrebam ce se întâmplă. E reputația mea în joc. Am chemat pe diavol și pe demon și mi-am intensificat vrăjile. Le-am dublat ca femeia să moară peste noapte. Și nimic nu s-a întâmplat. Și într-o noapte s-a arătat diavolul. Și am simțit prezența diavolului în cameră. Și el mi-a spus, trebuie să abandonăm planul cu femeia pe care vrei să o omori. Și am spus, cum? Reputația mea e în joc. Eu sunt un vrăjitor. Dacă nu omor pe femeia aceasta, toți vor crede că nu mai am putere. Și diavolul mi-a spus, tu nu înțelegi. Dumnezeul pe care i slujește mi-a spus să o lăsăm în pace. Să nu ne atingem de ea. Și eu am spus, cine acesta? Și eu eram așa de mânios și am zis, încă o săptămână și o omor. Și el a spus, nu, nu, Dumnezeul căruia îi slujește a zis să o lăsăm în pace. După vrăjile făcute acestei femei, trebuia să fi fost moartă în mai puțin de 21 de zile. Aceasta este Izabela în religia lor. Iată modul cum funcționează. Aceste statui nu au nicio însemnătate, dar este un demon în spatele lor. Deci această statuie trebuie creată, altfel nu o poți identifica cu un duh. Eu sunt ființă umană și duhul acela este nemuritor, duhul demonic. Nu mă pot relaționa cu el. Și ca să mă pot relaționa cu el, trebuie să pun statuia aceasta la mijloc, între noi. Pentru că ea are o formă umană, arată ca un om, are o poveste în spatele ei și așa mă pot relaționa cu el. Și astfel demonul acționează prin ea. Și li se dau nume și zile de naștere. Nimic nu-i sfânt aici, tot ce este sfânt aici suntem noi. Ce se întâmplă în acest loc? În spate fac vrăjitorii, Vudu, spun blesteme. Ei vor ca să cumperi o statuie ca să iei demonul cu tine acasă. Aveam o carte în America și am fost a treia persoană care a deținut această carte. Erau simboluri ale diferiților demoni, diferitelor domnii și îți spunea diferite moduri prin care să-i atragi pe oameni spre vrăjitorie. Și nimeni nu avea o copie a acestei cărți. Nu putea să ai o copie decât dacă era semnătura diavolului pe ea. Și eu am fost a treia persoană care a avut acea carte. Și luam simboluri din ea și făceam vrăji asupra oamenilor. Și făceam să-și piardă mințile, să se îmbolnăvească dintr-o dată, să sufere de lepră, să facă cancer, a făcut vrăji să piardă sarcini, să facă avorturi, i-am făcut pe oameni să ajungă la spital operați, să-și piardă mințile, să sufere de schizofrenie, am pus duhuri de sinucidere, stăteam treaz toată noaptea rugându-mă și vorbind cu diavolul. pe când creștinilor nu au dorința de a merge la biserică nici măcar o oră. Creștinii nici nu se roagă o oră. Lumea spirituală e mai reală decât ce vedem în jur. Dar nu ne dăm seama de asta. Tot ce nu este sub protecția lui Hristos este o țintă ușoară de doborât. De exemplu, pe atei îi puteam omori ușor. Martorii lui Jehova erau ușor de distrus. Mormonii erau și ei ușor de distrus. Oamenii care spuneau că nu cred în diavol erau ușor de distrus, pentru că ei nu căutau nici un ajutor spiritual. Îmi amintesc când a venit un grup de creștini în cartierul meu. Ei îl lăudau pe Domnul și predicau cuvântul, și apoi mergeau mai departe și făceau același lucru. Și am venit la acest grup ca să încerc să-i atac. Acolo erau tineri de 16, 17, 18, 20 de ani, și îmi ziceam cum îndrăznesc ei să cânte această muzică în cartierul meu, ceea ce ei numeau laudă. Am să merg la ei și îi voi distruge. Și când am mers acolo, unde erau ei, era în jurul lor un zid de foc de netrecut. Și ceva mă împingea înapoi ori de câte ori încercam să chem puteri demonice. Ceva mă tot împingea înapoi. Și n-am putut să mă ating de acești copii. Și mi-am zis, aici este ceva, ceva nu e în regulă. Și am plecat și am lăsat în pace. N-am vrut să mă mai pun cu ei. Am zis, ok, ei au câștigat acum. Deci aici sunt duhuri care ne privesc. Și noi suntem protejați. Da, suntem protejați. Nu-i nimic ca sângele lui Isus. Duhurile nu se pot atinge de noi. Noi avem un gard de protecție în jurul nostru. Și noi putem trece prin acest loc și să alungăm duhuri de aici. Putem face ca blestemele să cadă la pământ în numele lui Isus. Și diavolul nu poate face nimic. Am avut așa de mulți bani. Mașini frumoase, femei, aveam de toate. Cartierul meu era îngrozit de cine eram eu. Ei spuneau, dacă te pui cu tipul ăsta, îți va muri familia. Dacă te pui cu el, nici nu are nevoie de o armă, îți va omorâ familia în somn. Tatăl meu, diavolul, era înspăimântător. Îmi dădea puteri peste puterea mea de imaginație. Îmi dădea putere mare și oamenii se temeau de mine. Poliția se temea de mine, securitatea se temea de mine. Oamenii mă numeau fiul diavolului. I-am făcut pe creștini să îngenuncheze, dar nu la rugăciune, pentru că ei nu aveau putere. Și nu s-a întâmplat asta pentru că Dumnezeu nu era tot puternic. Să nu mă înțelegeți greșit, pentru că Dumnezeu este tot puternic, dar vasul era slab. Vasele nu aveau o viață de rugăciune, nu posteau și nu aveau o relație cu Dumnezeu. Era doar o formă de Evlavie în acele persoane, dar nicio putere. Persoanele erau slabe, aveau o Biblie, un costum frumos, haina era bună, dar nu aveau nicio legătură cu Isus Hristos. Pentru că erau în afara voiei Lui, în afara promisiunilor Lui și a scopului Lui Divin și astfel îi aveam la mână. Îi înrobeam, îi frângeam, puneam vrăji peste ei și am făcut lucrul acesta la mulți creștini, la familiile lor, la biserici. Urmăream să dobor totul ce reprezenta pe Isus Hristos. E un loc demonic aici. Deci locul acesta are efect asupra întregului cartier. Da, a înrobit întreaga regiune. Aici este scaunul de domnie al diavolului. Am avut contact cu domnitorul ce stăpânea peste Haiti. Se numește Candero. Aveam contact cu demori din Miami, cu cei din Africa, cu cei din New York. Nu aveam mustrări de conștiință. Îmi -am amintesc că am făcut vrăj fratelui meu și l-am pus în închisoare pentru 5 ani, prin vrăjitorie. Propriul meu frate, care din care mea, Fratele meu mai mare era vrăjitor. Odată a venit la mine acasă și un demon a sărit peste el și atunci a luat-o la fugă pentru că nu suporta durerea din stomac. Mama mea poate mărturisi lucrul acesta. Am făcut multe ceremonii în trupul meu. La ultima ceremonie, nu numai că mi-am vândut sufletul diavolului, ci am și înghițit sânge de animal și praf de pușcă. Acea ceremonie se numea Sansi, o ceremonie haiti franceză pe care o făceam cu un demon. Am făcut toate ceremoniile posibile. Mergeam la biserica satanistă și în fiecare an aveam o întâlnire secretă unde se adunau toți vrăjitorii de grad înalt ca să aflăm ce domnie, ce regiune stăpânește. Eram mai organizați decât biserica. Știam cum să facem ceremonii, știam ce aveam de făcut înainte de terminarea anului pentru a ne pregăti pentru următorul an pe când creștinii nu vor să meargă la biserică să se roage o oră, nu vor să aibă o relație consecventă cu Dumnezeu. Eu am vrut să am un an liber să nu mai fac vrăjitorie și diavolul m-a pedepsit și mi-a luat vederea timp de un an de zile. Un an de zile am fost complet orb. Aceasta este viața în care am trăit. Dacă te pui cu diavolul, el te omoară, îți omoară familia. Era o frică care te cuprindea fără măsură și nu puteai părăsi această religie. Nu puteai părăsi santeria, palamaniombe și nici spiritismul. Doctorii nu-și puteau explica cum mi-am pierdut eu vedere. Când creștinii fac ceva rău și îi deviază de pe cale, tot ceea ce arată Domnul casei lor este har și milă. Dar când te pui cu diavolul și faci ceva ce nu-i place, îți omoară un membru din familie. Stăteam cu diavolul cum stau cu tine astăzi. El apărea într-o formă umană și când venea el în cameră, se schimba atmosfera din cameră și știam că el e acolo. Și îmi vorbea conștiinței mele. Și stăteam cu el de vorbă toată noaptea. Cunoșteam aceste lucruri cam în palmă. Cunoșteam fiecare demon, fiecare domnie care stăpâneau regiune, care stăpâneau în America, Canada. Cunoșteam fiecare domnie care stăpânea peste ocultism, cum ar fi Vica, New Age, Budism, Islam, Santeria, Spiritism. Și aveam contact cu fiecare domnie. Îi știam pe toți pe nume. Într-o noapte am mers să mă culc și am adormit foarte adânc și m-am văzut într-un tren plin de oameni. nu -mi venea să cred că sunt acolo. Și trenul mergea cu o viteză foarte mare. Pe pământ nu există o asemenea viteză. Și am ajuns în iad. Iisus m-a dus acolo. Ușile s-au deschis cu un ecou puternic și o fierbințeală ieșea de acolo. Simțeam că mă sufoc de fierbințeala aceea și am ieșit din tren. Și am zis că nu pot să mor aici. Acest loc nu e pentru mine. Nu m-am născut pentru acest loc. Și am încercat să fug în tunel ca să găsesc o ușă sau o fereastră sau vreo spărtură prin care să pot ieși și să mă întorc la realitate. Dar nu era nicio ieșire. Pe măsură ce înaintam în tunel, mă cuprindea frica și auzeam suferință. Întunericul mă copleșea cu frică. M-a acoperit ca și o haină, o frică care nu o poți controla. Nu aveam niciun control. E ceva ce te prinde și nu te mai lasă. Nu puteam să-mi văd nici mâna în fața feței. Și auzeam bocete, o combinație între tânguirea unui copil și a unui animal. Este ceva de nedescris. Și era o fierbințeală și un miros. De parcă eram în canalele de scurgere ale New Yorkului. Era o nebunie acolo. Și când am ajuns într-o parte a tunelului, a apărut diavolul. Și mi-a spus, eu am fost tatăl tău. Îmi vorbea în limbi demonice. Am fost tatăl tău. Ți-am dat totul. Am avut grijă de tine. Te-am binecuvântat. Te-am protejat. Am omorât oameni pentru tine. Ți-am dat putere. Ți-am dat un nume în împărăția întunericului. Când oamenii veneau împotriva ta, i-am distrus pentru că am știut că tu ești vasul pe care îl voi folosi pentru a muta împărăția pe pământ. Și acum tu vrei să mă părăsești, să mă trădezi? Vorbea în limbi demonice și eu vorbeam cu el în alte limbi demonice și îi spuneam, nu, nu vreau să te părăsesc, sunt doar confuz, nu știu ce se întâmplă. Și el a zis, nu, eu știu ce vei face, mă vei părăsi și vei da pe față religia mea, vei da pe față cine sunt eu și cum lucrez în împărăția mea, pentru că ți-am arătat lucruri ce nu le-am mai arătat nimănui. Am avut încredere în tine, ți-am încredințat lucruri ce trebuia să le cunoști, astfel încât să promovezi împărăția mea, pentru că am vrut să te folosesc într-un mod mai special. Și a vrut să mă prindă și să mă distrugă. Dar atunci a apărut crucea lui Hristos. Și am pus-o pe diavol. Și diavolul s-a topit. Parcă era un copil. S-a făcut mic și a căzut jos. Nu mai avea nicio putere. Și m-am folosit de acea ocazie și am fugit înapoi în tunelul iadului, sperând să găsesc o ușă. Aveam o speranță într-un loc fără speranță. Nu găseam niciun loc ca să sper că aș putea ieși de acolo. Credeam că acela e sfârșitul și m-a cuprins o frică de nedescris. N-am mai simțit niciodată acea frică. Nu m-am simțit niciodată atât de disperat. Era opusul fericirii, opusul bucuriei, opusul păcii, opusul luminii. Era un loc de chin. Și când m-am trezit, Duhul a revenit în trupul meu m-am ridicat și am îngenunchiat înaintea lui Isus Hristos. Și toate lucrurile cu care făceam vrăjitorie în casa mea le-am aruncat. M-am lăsat de vrăjitorie, de religia aceea și am dat la o parte tot ce avea legătură cu tunericul. Oamenii din Haiti, din Cuba, din Miami și New York au spus, trebuie să-l omorâm pentru că știe prea multe. Trebuie să-l distrugem pentru că știe prea multe. Pentru că nu mai este unul dintre ai noștri. Și au venit să mă omoare și au dat toate silințele să mă omoare în somn. Ca să mă înțelegi, diavolul a venit și m-a chinuit timp de 30 de zile. Venea și mă strângea de gât, mă ridica cu patul în sus. Când stăteam în pat, simțeam că mai este o persoană lângă mine, rece ca gheața. Și când priveam într-acolo, simțeam prezența diavolului. Timp de 30 de zile, mă chinuia, mă tortura, vrea să-mi ia mințile și să-mi smulgă sufletul din trup. Tremuram noaptea ca niciodată înainte și timp de 30 de zile am strigat, căci nu știam cum să mă rog. Ziceam doar, Isus, Isus. Într-o zi eram în biserică și l-am întrebat pe Domnul, de ce ai îngăduit să mi se întâmple aceste lucruri? Și într-o zi am auzit vocea Domnului care a spus, am vrut să văd cât de mult mă iubești. Am vrut să văd cât de mult te încrezi în mine. Și de atunci nu am mai fost niciodată chinuit de diavolul și am devenit un evanghelist pentru Isus Hristos. De 14 ani slujesc Domnului și nu vreau să-L părăsesc pentru nimic în lume. Și nici o vrăjitoare persoană, nici vudu, vrăj, incantații, nimic din toate acestea nu mă pot despărți de dragostea lui Dumnezeu. Am dat 100.000 de mii de dolari pe scule de vrăjitorie. Mi-am vândut sufletul. Am semne aici și aici. Dar cel mai mare semn îl am în inimă. Este dragostea care o am pentru cruce. Nu-i nimic ca și crucea lui Isus Hristos. Și vreau să-ți spun că am fost blestemat, dar am devenit binecuvântat, pentru că cel binecuvântat a devenit blestem pentru mine. Și mi-am schimbat tatăl. Acum tatăl meu conduce Universul. M-a iubit mai mult decât mi-am putut imagina. Și dragostea aceasta i-am dat-o și fiicei mele. Și ea este astăzi o creștină născută din nou. Înainte de a pleca de pe pământ, oamenii vor ști că John Ramirez a fost aici pentru că a slujit unui Atotputernic Dumnezeu. Amin. După ce și-a predat viața lui Hristos, John s-a alăturat Bisericii Times Square din New York. El a fost ucenicul pastorului David Wilkerson până când pastorul Wilkerson a murit în 2011. John este acum un evanghelist pentru Hristos și călătorește în lume predicând și dând pe față lucrările lui Satan.